Această emisiune vă este oferită de Aqua Carpatica. Bună seara, stimați telespectatori, suntem la Sănătate, Trup și Suflet, sunt Alexandru Răducanu și în seara aceasta abordăm o temă care știu că este de foarte mare interes. Nutriție și dietă pentru oameni ocupați. Alături de mine, domnul dr. Șerban Damian, nutriționist. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult, Șerban, pentru că ai acceptat invitația mea și îți mulțumesc că îmi permiți să îți spun pe nume. Cu mare plăcere. Și atunci încercăm să creăm așa o atmosferă prietenească și în care să împărtășim cu oamenii niște informații utile. Sunt multe discuții, cărți, emisiuni pe tema nutriției. Pare o supraofertă de informație, dar în tot acest noi an de informație este un paradox că oamenii nu mai știu care este informația de valoare. Care este abordarea ta de principiu în zona de nutriție și ce lucruri observ din practică de la cabinetul tău? Aș spune că ai dreptate, e foarte multă informație, foarte multă preocupare. În același timp, ca să nu riscăm să ajungem să ne pierdem capul și să ne să ieșim mai dezorientați decât am intrat în problematica asta, cel mai important principiu este să o menținem la nivel simplu. Adică oamenii mănâncă dintotdeauna, nu pot să trăiască fără să mănânce. Într-un fel sau altul, toți știm cam ce trebuie să mâncăm, chiar dacă nu avem studii, chiar dacă nu am citit 100 de cărți sau nu ne-am uitat la emisiuni, avem niște noțiuni de bază și important este să o menținem, să menținem la un nivel de simplitate ca să nu ajungem să fim atât de bulversați încât, până la urmă, să ne simțim depășiți și să renunțăm să ne mai preocupe complet. Pentru că asta se întâmplă cu mulți dintre cei cu care interacționez. Nu mai știu ce să aleagă, ce să discearnă și pare totul într-o dată foarte, foarte complicat. Nu e chiar așa de complicat și dacă respectăm câteva principii simple și de bun simț, putem să aducem o viață sănătoasă, armonioasă, să ne protejăm împotriva bolilor, să nu ne îngrășăm și așa mai departe. Deci, mulți dintre noi abordăm subiectele de nutriție și mai ales doamnele, domnișoarele, din punct de vedere estetic. Dar nu ăsta ar trebui să fie neapărat primul lucru de care ar trebui să ne ocupăm. Ar trebui să ne ocupăm de partea de sănătate, de partea de nivel de energie, de un anumit stil de viață. Absolut. Adică partea estetică e importantă în existența noastră, însă e clar că nu are ce căuta. Dacă discutăm despre sănătate, e mult mai important acest aspect și alimentația, în primul rând, servește principal supraviețuirii și păstrării unei stări bune de sănătate. În secundar, poți să manipulezi alimentația încât să ajungi să ai un aspect corporal armonios. Dar, într-adevăr, mulți pacienți vin, cel puțin la nivel declarativ, dar de fapt se gândesc să arate un pic mai tineri, mai supli, să încapă nu știu ce rochii sau pantaloni. Însă treaba e destul de serioasă și dacă ajungem să vorbim de patologie, deja ne dăm seama cât de mult poate influența alimentația cursul vieții noastre. Adică foarte multe afecțiuni recunosc ca factor nu îndetecția. Adică toate aceste boli care ne omoară în zilele noastre, bolile cardiovasculare pe primul plan, apoi diabetul, apoi cancerele, toate au și o componentă ce se regăsește în alimentație. Și ne dăm seama, deci, cât de important este să în niște limite normale. Hai încât să vorbim puțin despre ce înseamnă o alimentație sănătoasă, întâi de toate, și apoi ce înseamnă o alimentație care ne ajută și să slăbim și sau să menținem un tonus bun. Tu ai publicat și o carte foarte elaborată în domeniul slăbirii, care se numește Ecuația slăbirii, și poate atingem și unele dintre punctele pe care le abordezi în carte. Dar întâi să punctăm ce ar însemna o alimentație sănătoasă și cu particularitățile ei din România, că poate nu avem aceleași
stil sau aceleași caracteristici ca în zona mediteraneană sau în zona nordică sau știu și eu. Da, evident că fiecare populație are particularitățile ei, dar la modul general, toți oamenii de pe planetă, atunci când vorbesc despre alimentație sănătoasă, trebuie să se refere la câteva lucruri de bază. Primul și cel mai important, alimentație sănătoasă înseamnă o alimentație suficientă din punct de vedere energetic. O alimentație care să asigure cantitatea optimă de energie pentru a supraviețui, pentru a funcționa într-o stare bună permanent. Deci asta este primordial, alimentația să-ți asigure suficientă energie pentru a funcționa. Apoi, un alt principiu important al unei alimentații sănătoase este să ai o alimentație echilibrată. Echilibrată se referă pe de o parte la echilibru între principalii macronutrienți, deci cei care ne aduc energie. Și vorbim aici de grăsimi, de carbohidrați și de proteine. Între ele trebuie să existe un anumit raport ca să fie optim. Deci trebuie să consumăm și carbohidrați, absolut, pentru că sunt inamicul public numărul 1. Asta este o altă discuție paralelă, dar să termin un pic ideea cu ce înseamnă. Apoi, echilibru înseamnă echilibru între grupele alimentare. Să nu mănânci excesiv de multă carne sau excesiv de multe fructe, ci și între acestea trebuie să existe niște proporții care sunt acceptate în urma studiilor. Apoi, un alt element al unei alimentații sănătoase este varietatea. Să ai o alimentație cât mai diversă, o alimentație diferită de ceea ce înseamnă monotonie, în care ai 2, 3, 4 alimente pe care le consumi în mod repetat. Varietatea îți dă șansa să se aduci nutrienți din mai multe surse, micronutrienți valoroși și în felul așa îți protejezi mult mai bine sănătatea. Și în alt patru rând, poate alimentația trebuie să îți facă și plăcere, adică nu trebuie să uităm acest aspect, degeaba ai alimente, adică energie cât trebuie, echilibru și așa mai departe, dacă alimentația respectivă nu îți asigură componenta asta extrem de importantă a vieții, plăcerea de a mânca, nu putem vorbi de o alimentație sănătoasă. Astea sunt lucrurile majore, deci pilonii pe care se poate construi o alimentație sănătoasă. De aici derivă discuția în continuare, câte mese, ce punem, de unde le luăm, cum le pregătim și așa mai departe. Deci o întreagă teorie, cum spuneai, am scos o carte, în carte se regăsesc toate aceste idei pe larg, dar totul pornește de la a pune bazele și a ști la ce te referi când vorbești despre o alimentație sănătoasă, corectă. Să începem cu un lucru foarte de bază. Ar trebui să mâncăm când ne este sau ni se face foame sau când nu ne este foame? Da, e o întrebare ușor tricky, pentru că în principiu ar trebui să mâncăm atunci când ne este foame, în condițiile în care foamea este un semnal corect. Și asta se întâmplă doar la oamenii sănătoși, la oamenii echilibrați. Am avea atunci posibilitatea să ne ascultăm corpul și să ne spună că din timp în timp apare senzația de foame. Pentru că te-am întrebat, pentru că am auzit și perspectiva că atunci când ți-e foame înseamnă că deja corpul este într-un anumit deficit. Da, asta e și ideea. Și că ar fi bine să nu ajungi acolo, adică să mănânci câte puțin cât să nu-ți fie foame niciodată. Puținul ăla înseamnă câteva mese pe zi, nu poți să mănânci chiar permanent, adică să ciugulești așa ca o pasăre din minut în minut. E nerealist și raportat la stilul nostru de viață modern. Da, în mod normal trebuie să avem câteva mese pe zi, ori 3, ori 5, depinde tot felul de stiluri alimentare. E normal să apară o ușoară senzație de foame în preajma mesei, adică se apropie ora prânzului, e normal să simți senzație de foame. Anormal este să nu o simți, așa cum se întâmplă cu mulți dintre cei cu care intru în contact, în special la cabinet, și care îmi spun, păi mie nu mi-e foame nici dimineața, nici la prânz, seara când vin acasă rup frigiderul. Nu e normal, adică nu e normal să nu ai senzație de foame o întreagă zi, mai ales după o perioadă de 8 ore cât ai dormit. În mod normal trebuie organismul să trezească și să-și ceară drepturile energetice. Hai, poate nu la prima oră, dar măcar în primele ore ale dimineții. Deci un om echilibrat, un om sănătos are senzație de foame naturală. Rău e când începi să ai senzație de foame permanentă, dezordonată, nu știi, pentru că atunci nu mai e o foame reală. De multe ori noi confundăm foamea fiziologică cu poftele, cu dorința, senzația de a mânca ceva bun, ceva dulce, de a ronțăi. Aia nu mai e foame, este o,
o problemă care ține mai mult de, practic, de o tulburare a statusului nostru fiziologic. Ai punctat la un moment dat că este important să mâncăm suficient cât să avem energia de care organismul nostru are nevoie. Ce înseamnă acest suficient? Sigur că este foarte particularizat pentru fiecare persoană, dar dă-ne niște idei, niște tușe mai groase. Bun, ideea este că toți avem nevoie de o cantitate de energie pentru a trăi, a supraviețui, pentru ca fiecare celulă din organismul nostru să funcționeze. Asta se numește rata metabolismului bazal, deci consumul energetic de bază. Dacă am stat întins și în pat și nu am face nicio mișcare, atâta energie am avea nevoie. Această rata metabolismului se determină sau se calculează în funcție de câțiva parametri. Genul, sexul, să spunem, deci bărbat sau femeie, o diferență, înălțime, greutate și vârstă. Și de aici apar primele diferențe, adică una este să fii o fată de 20 de ani cu 50 de kilograme la 1,55 m și altceva să fie un bărbat de 40 de ani, 1,80 m, 100 de kilograme. Adică diferența poate să fie de la simplu, hai să zic, chiar la dublu, dar mult mai multă energie ai nevoie pentru acel corp, pentru a-l hrăni, chit că amândoi sunt sedentari. Ei, în momentul în care intervine și factorul activitate fizică, simplu fapt că stai pe scaun îți crește acest consum energetic. Nu mai zic că începi să mergi, nu mai zic că începi să faci activitate fizică intensă sau sport de performanță, deja să mergem la nivelul în care se fac ore întregi de antrenament, acest necesar energetic ajunge să fie din ce în ce mai mare. Se mai adaugă și alți factori, cum ar fi starea de sănătate, se adaugă mediul în care treci, dacă ești într-un mediu cald, ai alte nevoi energetice decât într-un mediu mai rece. Și de aici individualizarea despre care spuneai, nu comparăm mere cu pere. Contează foarte mult orele la care mâncăm? Există niște ore recomandate? Ore așa bătute în cuie nu există. Pentru că, iarăși, avem un ritm de viață diferit. Cineva se poate trezi la 10 și începe atunci ziua, alții se trezește la 6. Ideea este să mănânci fragmentat. Adică, clasic, trebuie să avem minim 3 mese principale, adică să avem aceste 3 mese principale și eventual niște gustări între ele. Și asta nu e un model bătut în cuie. Există oameni care își comprimă mesele, aportul alimentar în 2 mese, mănâncă prânz și seară. Nu e neapărat greșit dacă ei funcționează ok, așa, nu se îngrașă, nu sunt... Dar pe total trebuie să respecte acel aport caloric da, pentru organismul nostru. Și acele raporturi între nutrienți despre care vorbeam și care și astea sunt individualizate în funcție de anumiți parametri. Dar ideal ar fi să existe această împărțire, această fragmentare a aportului energetic pe mai multe mese, să-ți hrănești organismul pe măsură ce trece ziua, să-i dai energie pe care să o consume în orele următoare. Și în felul ăsta îți poți controla mult mai bine aportul total decât dacă concentrezi totul într-o masă la care mănânci în neștire pentru că îți este foarte foame. Și după aia ți este rău, te simți... Exact. Și te îngrași și îți pui întrebări de ce se întâmplă asta ca și cum ar fi un secret. Ce se întâmplă în momentul în care oamenii deja simt că s-au îngrășat mai mult, mai puțin și vin la un specialist? Mulți au încercat diverse diete, au citit, unii au avut și probleme de sănătate urmând diverse încercări de a slăbi. De ce ne îngrășăm și mai întâi de toate ce așteptări trebuie să avem de la a urma o dietă, așteptări realiste? Că poate ne-am îngrășat în 10 ani și vrem în 10 zile să arătăm Brad Pitt sau Angelina Jolie. Clar că acest lucru nu e posibil și cei care își imaginează că pot să facă aceste heirupuri legate de scădere în greutate se înșală, se păcălesc și nu ajung nicăieri practic. Există un ritm fiziologic în care organismul nostru poate să metabolizeze grăsimea. Grăsimea nu se topește așa ca la flacără și să curgă de pe noi, ci trebuie pur și simplu metabolizată, când se zice popular ars grăsimea. Grăsimea nu arde, este metabolizată la nivel celular, la nivel de mitocondrie și consumată sub formă de energie, deci transformată în energie. Ori asta se întâmplă atunci când e nevoie de ea. E nevoie fie că nu-i dai organismului suficientă energie din hrană și atunci și ea din rezerve, fie îi crești necesarul prin activitate fizică.
fie amândouă. Deci astea sunt cele două mari componente ale scăderii în greutate. Reducerea aportului alimentar, creșterea nivelului de activitate fizică. Da. Este extrem de simplu. Cât de mult trebuie să scădem aportul alimentar în așa fel încât totuși să nu ne punem sănătatea în pericol sau capacitatea de a ne exercita profesia? Asta iarăși trebuie individualizat, pentru că una este să vii cu nevoia de scădere în greutate la un sportiv de performanță sau la un, nu știu, un muncitor pe șantier care muncește și consumă energie, și altceva la o persoană care stă la birou și are un consum energetic mult mai redus. Deci lor, dar și la unul și la altul, reducerea nivelului de energie față de nevoile lor nu trebuie să fie mai mare de 500, hai 1000 de calorii, 1000 deja e mult. Deci asta ar trebui să fie deficitul. Iar de unde se pornește, am spus, depinde foarte mult de nivelul de activitate. La sportiv poate o să reduci de la 4.000 de calorii la 3.000 și atunci o să slăbească, în timp ce la sedentar poate o să reduci de la 2.500 la 2.000 și o să slăbească. Tocmai de aici intervine nevoia unui specialist care să evalueze corect aceste aspecte și apoi să alcătuiască o soluție pe care omul să o implementeze fără a-și bătea capul și fără a-și pune în pericol sănătatea, pentru că mulți se aruncă, își găsesc un regim extrem de restrictiv, cam aici e problema. Ori nu e restrictiv și atunci nu slăbești și sunt dezamăgiți, ori este foarte restrictiv, devine înfometare, dă niște rezultate pe termen scurt, pentru că, ok, dacă te înfometezi, până la urmă slăbești. Dar pe termen lung nu funcționează, pentru că nu poți să trăiești în deficit energetic fără să fii frustrat. Ok, oamenii, o să-mi zică cineva, da, oamenii au trăit și în lagăre de concentrare și n-au murit de foame. Aia sunt niște cazuri extreme. Acum noi când suntem înconjurați de atâtea oferte alimentare, nu poți să te înfometezi la nesfârșit și nici nu faci un lucru bun pentru sănătatea ta. Trebuie să o faci în așa fel încât să nu-ți bruschezi organismul, să nu-l supra-soliciți. Cam ce orizont de timp ar trebui să avem în vedere pentru a stabili, să spunem, câteva kilograme? Nu luăm cazuri extreme de oameni care au o problemă de greutate majoră, ci oameni care au mai pus un colăcel, niște 3, 4, 5 kilograme în plus și vor să arate mai fit. Apropo de super fit, numele cabinetului. Ideea este că oricare persoană, indiferent care are de dat de jos, să slăbească 3 kg sau 30, tot în același ritm o să slăbească undeva la 2-4 kg pe lună. Bine, obezul o să slăbească mai mult la început, că îți mai duce, păi ritmul mai rapid, așa se întâmplă, dar în medie cam tot la valoarea asta ajungem și asta e super constatată și în studii și în practica mea. Deci 2-4 kg pe lună este o așteptare realistă. Absolut. Dacă realistă urmăm un program inteligent. Da, deci dacă ai 5 kg în plus, poți să le dai jos într-o lună sau poți să le dai jos în o lună jumate. Și atenție, aici vorbim de scăderea efectiv din grăsime, pentru că cineva care ne urmărește zice că păi am slăbit 5 kg într-o săptămână. Da, dar ce ai? Pe cântar poate ai dat 5 kg, dar din ce erau ele? Era grăsime sau era apă, glicogen și ce să mai duce în prima fază? Dar de ce nu slăbim unde vrem noi? Că asta este una dintre întrebările oamenilor. Când se apucă să slăbească și au și ei un obiectiv, de regulă colăcelul de pe burtă sau ăla se duce ultimul, slăbește prin toate părțile. Pentru că de obicei acolo, adică unde ai mai mult, dai. Noi dăm proporțional pe tot corpul și dacă acolo e mai mult, e clar că o să rămână mai mult după ce am slăbit. Plus există zonele astea care au și componentă hormonală, în speță abdomenul la bărbați și fesele și șoldurile la femei, care sunt mai încăpățânate din punct de vedere al scăderii în greutate din motive hormonale, așa cum spuneam. Ai niște tehnici sau abordări ale tale, să zic, mai personalizate pe zona aceasta și despre care ai putea să povestești și în emisiune niște trucuri, să le spunem, niște soluții, niște abordări care simți că sunt amprenta ta în mai mare măsură decât ce se practică pe piață? Mai mult sau mai puțin, adică m-am ferit să spun că există metoda Damian sau metoda Superfit, fiindcă asta este, de fapt, o strategie de marketing destul de ieftină, din punctul meu de vedere, metoda Dr. Xulescu.
ok, tot același lucru facem toți, mai mult sau mai puțin, tot restricție calorică, tot... bineînțeles că fiecare vine cu particularitățile lui pe parte de preferințe alimentare, pe parte de rețete, pe cantități. Acum că stau să mă gândesc cu ce aș veni eu în mod particular, mi-e destul de greu să spun, pentru că încerc să mă adaptez la fiecare persoană în parte. La... Uite, o particularitate pe care am observat-o eu din afară este faptul că alergi la maratoane. Mie asta mi se pare, mi se pare foarte important, pentru că am cunoscut și medici nutriționiști care ei înșiși au o problemă de greutate și sunt destul de sedentari, dar se așteaptă ca pacienții care vin la ei să le urmeze exemplu și să facă mișcare și așa mai departe. Faptul că tu, prin exemplu personal, e adevărat că poate puțin își propun să alerge un maraton, dar dai un exemplu și de ce înseamnă mișcare în comparație cu dieta. Și de altfel, în maraton, înțeleg că o componentă importantă este și felul în care te hidratezi și te alimentezi. Da, foarte mult contează. Asta, maratonul e o pasiune. N-aș pune neapărat în legătură cu ce fac eu la cabinet, pentru că nici nu vreau să-mi sperii pacienții să creadă că trebuie să alergi maratoane ca să scazi în greutate. Un obez o să fie fericit dacă o să înceapă să meargă, să facă câteva sute de metri pe zi, în niciun caz să alerge sau să facă lucruri așa mai extreme. Dar da, e o, cum să spun, ideea de a da un exemplu personal e totuși importantă în domeniul ăsta, și, dar în același timp trebuie dublată, sau poate mult mai important este ca specialist să știi ce să-i spui omului, nu e doar faptul că ești un model, că ai pătrățele sau nu. Mă gândesc că totuși îți conferă o autoritate în plus la Federația Română de Fotbal când lucrezi cu sportivii, să vadă că au de partea cealaltă o persoană care este la un nivel de performanță în atletism. Mai mult sau mai puțin. Cum sunt sportivii? Este mai ușor sau mai greu de lucrat cu sportivi versus persoane obișnuite? Este mai ușor dintr-un anumit punct de vedere, pentru că în special sportivii de performanță realizează importanța alimentației. Adică e clar că nu poți să-ți bați joc de corpul tău și în același timp să-i ceri să aibă niște performanțe fizice extraordinare, vorbind de sport de mare, dar nu numai, și în sportul amator nu poți să-ți bați joc de tine și în același timp să îți dorești să te duci să alergi maraton, semi-maraton, nu o să poți dacă ai o alimentație proastă, te trădează organismul sau tu îl trădezi mâncând prost. Deci din punctul ăsta de vedere aș spune că e mai ușor să lucrezi cu sportivii, pentru că ei deja vin convinși să facă niște schimbări. Din alte puncte de vedere, nu e ușor, pentru că mulți dintre ei au destul de multe idei preconcepute sau au impresia că ei știu deja foarte bine, și aici prefer să lucrez cu un om care vine și spune: domne, nu știu, îți fac, învață-mă, dăm tot, eu o să respect litere de lege. Deci, iarăși, individualizând, poți să dai și peste oameni mai complianți și mai puțin complianți. Mie îmi place să lucrez cu sportivi, pentru că practic profesia mea este de nutriționist sportiv și am mai mare aplecare către sportul de performanță pe care îl înțeleg și sunt cu sufletul alături de oamenii ăștia. De altfel, ești singurul medic român care a urmat o specializare realizată de Comitetul Olimpic Internațional. Da, medic, da, mai există și din alte profesii, dar pe partea asta... Între timp au mai apărut și alte persoane care se ocupă de nutriție sportivă. E o specializare care începe să prindă ușor, ușor și la noi, ca în toată lumea de altfel. E nouă, sunt doar, nu știu, 20 de ani de când există specialitatea asta, și dar este în dezvoltare continuă, pentru că, așa cum spuneam, nu ai cum să faci sport de performanță fără această componentă importantă a alimentației. Una dintre preocupările, mai ales ale domnilor și domnișoarelor, dar și în general, este și aspectul pielii. În relație cu nutriția și în general, și atunci când slăbim, vrem să arătăm și foarte tonici, nu doar să slăbim niște kilograme. Care sunt așa niște sfaturi pe care le-ați putea da și pe linia asta de întreținere a pielii?
din perspectiva dumneavoastră? Din perspectiva scăderii în greutate sau a creșterii, aș spune că e foarte important să nu existe fluctuații bruște. Adică fie că te îngrași mult, fie că slăbești mult, cel puțin să nu o faci dintr-o dată. Pentru că această comprimare și decomprimare a pielii poate să lase urme foarte urâte, în special vergeturi, acele linii roșiatice care apar pe piele și care sunt un soi de deșirare a structurii de colagen a pielii, care nu se mai vindecă, deci rămân inestetice pe piele, pe cine deranjează, evident, treaba asta. Apoi la slăbitul mult poate să apară pielea lăsată, falduri de piele. Nu e o regulă, mulți au norocul să aibă o piele elastică, tonică și să retragă frumos, însă sunt și oameni care rămân cu astfel de falduri de piele. Deci aș spune, în primul rând, nu vă îngreșați, pentru că dacă vă îngreșați riscați toate acestea, iar dacă vreți să slăbiți, nu o faceți brusc, nu înfometare, nu, pentru că apar problemele. Există o fluctuație de greutate care este normală? Da, 1-2 kg, aici putem să stăm liniștiți dacă pe cântar, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta avem un kil în plus, hai și două, și apoi scad și așa mai departe. Adică ideea e că putem în jurul unei punct în care suntem noi setați, bine, punctul să nu fie la 100 de kilograme, să fie în zona de normalitate, aceste fluctuații sunt normale, fiziologice. Nu de genul am pus 5 kg în concediu, aia nu e o fluctuație normală, chiar dacă le-ai dat jos ulterior, e totuși prea mult și asta înseamnă stres pentru organism. Mai ales doamne și domnișoare preocupate de sănătate țin și un registru al numărului de calorii și așa mai departe, dar puțini fac lucrul ăsta și cumva trebuie să își facă o idee așa generică despre cât ar trebui să mănânce ca să fie bine pentru corpul lor. Cam ce înseamnă la nivel de cantități? Adică ce ar însemna un mic dejun care să fie pentru o persoană obișnuită da, suficient? Păi, aș putea spune că undeva, dacă ne ducem cu gândul la 300-350 de calorii pentru un mic dejun obișnuit, asta poate să însemne un clasic bol de cereale, 5-6 linguri de cereale cu 200 de grame de iaurt, sau poate să însemne două felii de pâine cu o legumă, cu un ou, cu o bucată de brânză de 30-40 de grame, sau, nu știu, să spunem, două clătite cu gem și un pahar cu lapte, poate aici am depășit un pic, dar poate mergi la antrenament după asta, sau câteva fructe. Există mai multe variante posibile, deci, bineînțeles. Deci nu sunteți adeptul ideii că micul dejun să fie masa principală a zilei, din ceea ce spuneți? Nu. Cam auzit mult și această teorie. În mod normal nu ar trebui să fie, pentru că, bun, dacă apoi ai un antrenament, ai sportiv și ai antrenament, da, poate să fie o masă mai consistentă din punct de vedere caloric, însă din punctul meu de vedere prânzul ar trebui să fie o masă ceva mai consistent, adică dacă zicem un mic dejun de 350 de calorii, prânzul ar putea fi de 500 de calorii, ceva mai, și apoi cina iarăși ceva mai sumar. Și dacă mai completăm și cu două gustări... Ce ar însemna o gustare? Gustările sunt mese sumare, mese undeva la 150-200 de calorii, vorbind din nou de un om normal, fără activitate fizică intensă, pe care le facem fie din fructe, fie dintr-un iaurt, fie dintr-un pumn de semințe sau nuci, dar să nu fie prăjite, fie 2-3 biscuiți, fie poate să fie o felie de pâine cu o bucățică de brânză, fie un baton de cereale sau un baton pentru sportivi, de genul acesta. Deci o masă ușor de mâncat, ușor de digerat. Prin urmare, pentru cei care au program destul de lung în corporații, să spunem, ar fi bine să aibă la ei aceste mici gustări, că altfel dăm iama la aceste aparate vending machines unde nu găsim întotdeauna cele mai sănătoase alimente. Nu, da, la aparatele acestea de obicei sunt cam toate au o cantitate mare de energie, adică un sandwich din acela mare, o baghetă cu ceva înăuntru te duce spre 500 de calorii, deci departe de a fi o
o gustare simplă, dacă îți mai iei și o sticlă de suc, orice de care ar fi el, deja e aproape cât un prânz și nu e neapărat un prânz care să-ți țină de foame sau să fie echilibrat din punct de vedere energetic. Un prânz echilibrat din punct de vedere energetic, cam ce ar însemna? Deci are niște variante. Înseamnă, dacă ne imaginăm o farfurie, înseamnă cam jumătate să fie legume, cam un sfert să fie leguminoase sau surse de amidon, orez, cartofi și restul să fie surse de proteină, carne de obicei. Deci cam asta ar fi așa o imagine pe care putem să o avem despre ce înseamnă un echilibru în farfurie pe partea de alimentație. Contează ca legumele să fie proaspete sau pot să fie și gătite? Adică e o diferență mare din punct de vedere... Dacă putem să le consumăm proaspete, suntem siguri că am consumat cam tot ce aduc ele în mod natural. Prin preparare termică, o mică cantitate de nutrienți se pierde, se distruge, se duce în apa în care le-am fiert și așa mai departe. Dar nu la modul esențial, adică nu înseamnă că dacă ai făcut, nu știu să spunem, mâncare de fasole verde, nu mai are nicio valoare fiindcă ai fiert-o. Nu, nici pe departe. Mai ales dacă ai pus o salată alături, ai și crudități acolo. Practic, noi nu putem să mâncăm doar crud. Suntem obligați, prin felul nostru de a fi, să gătim mâncarea ca să o putem digera. De am inventat și focul. Da, mai ales pentru carne și pentru... Ne-am pierdut abilitățile de a digera hrana crudă. Și de aici, dorința unora de a mânca strict crud... Din punctul meu de vedere, este o exagerare și nu ar trebui să fie folosit ca un stil de viață, ci doar ca o componentă a alimentației. Adică e bine să mănânci crud în bună parte, adică să mănânci fructe, să mănânci legume, cât mai mult crude, dar nu numai așa ceva și să elimini orice alte surse. Despre Steve Jobs se spunea că era un vegan extrem. Și cu toate astea a avut și el niște probleme de sănătate, chiar pe linie digestivă, da. Cumva, deci în zona cu pancreasul, dacă nu crește. Da, cancer pancreatic, ce putem spune? Deci nu e o soluție miraculoasă? Nici pe departe. Este într-adevăr, adică să nu se înțeleagă greșit, o alimentație preponderent vegetariană și preponderent crudivoră, să spunem, e mai, o soluție mai bună decât a mânca foarte procesat termic, foarte bogat în proteină și în carne, atunci riscurile sunt mai mari decât de a mânca numai crud. Deci aici intrăm în cele două extreme. Soluția de mijloc, până la urmă, s-a dovedit a fi cea mai sănătoasă. Însă vegetarianismul nu este o soluție pentru a trata sau nici măcar pentru a preveni afecțiuni grave. Din perspectiva greutății, te ajută mai mult să-ți păstrezi o anumită siluetă dacă mănânci vegetarian mai degrabă? Nu. Oamenii se îngrașă în timpul postului de obicei. Adică foarte mult... Asta e un paradox. Nu e deloc un paradox. Dacă mănâncă prost în timpul postului, adică pâine albă, halva, cartofi și zacuscă, ai mâncat practic numai grăsime și zahăr. Alimente din acesta, așa zis, de post, care sunt destul de procesate. Asta e altă discuție, bineînțeles că și... Deci în post poți mânca alimente de proastă calitate și dezechilibrat din punct de vedere energetic. Dar poți să mănânci și corect și să ai și surse de proteină suficiente și să te ferești de dulciuri și de zaharurile simple. Asta ține de cât de informat e și cât de importantă e pentru tine alimentația. Cât de mult contează zahărul în ecuația asta a nutriției? Foarte mult. Zahărul, fără a-l demoniza neapărat, adică hai să nu o dăm acum ca și cum ar fi cianură, dar, într-adevăr, excesul de zahăr și de zaharul simple, în special, este nociv și se cunoaște treaba asta. Și cam cât zahăr ar fi sănătos, totuși, să consume o persoană normală într-o zi? Și dacă ar fi să dăm vizual, o linguriță, o lingură? Să spunem că o lingură cu totul. Adică vorbim aici de zahărul din toate
alimentele noastre, nu neapărat din... Și atunci când luăm un pateu de la patiserie conține zahăr sau diverse... Și fructele alte... conțin zahăr, dar vorbim de zahărul adăugat până la urmă. Pentru că eu chiar meditam că beau foarte multă cafea și m-am apucat să adun cât zahăr puneam în cafea și acum de ceva timp încerc să fac exerciții să beau cafeaua mai neagră, cum se spune. Ideal ar fi să nu consumăm zahăr. Adică oricum îl consumăm din alte surse. Deci nu ai cum să nu mănânci zaharuri simple. În condițiile în care mănânci un fruct, ai mâncat automat și zaharuri deci simple. Deci ar fi bine să evităm zahărul ca atare, da, pentru că când putem. Îl luăm oricum din alte surse și atunci de ce să-l mai adăugăm și noi? Sau dacă îl consumăm așa, să ne limităm la niște cantități de bun simț, 2-3 lingurițe pe zi, undeva la, dacă vrem neapărat să punem în cafea sau, nu știu, într-un alt preparat. E greu de făcut matematică, deși cartea ta se cheamă Ecuația Slăbirii, dar cam ce pondere ai da zahărului într-o problemă de greutate pe care o are o persoană de regulă? Foarte mare. Deci cei mai mulți oameni în zilele noastre se îngrașă din cauza aportului mare de carbohidrați simpli. Nu aș zice neapărat doar zahărul ăla alb, deci procentual că alimentația omului modern este foarte bogată în zaharuri simple și în grăsimi. Până nu de mult doar grăsimile erau blamate, asta părea marea problemă și s-a constatat la un moment dat că nu este principalul factor, ci cantitatea mare de zaharuri. Adică, în practic, zahărul se regăsește în momentul de față într-o mulțime de alimente pe care noi nu le conștientizăm, și în mezeluri, și în ketchup, și în conserve, și în pâine, și în, nu mai zic, în dulciurile clasice pe care le consumăm în cantități tot mai mari, și atunci e clar că procentual ajungem să consumăm o cantitate mare de energie, mult mai mare decât organismul nostru are nevoie. Ne-ai spus cum arată așa în mare un mic dejun sănătos, un prânz, spune cum arată și o cină. La cină putem merge pe salate, putem merge pe legume gătite la cuptor sau la abur și o sursă de proteină care poate fi, dacă vorbim de surse vegetale, poate fi mazăre sau fasole în acea salată, să spunem, sau tofu, sau cine mănâncă obișnuit, normal, poate să aibă să mănânce brânză sau să mănânce pește sau o bucățică de carne. Deci, în principiu, o masă mai ușoară, mai puțin consistentă și care, în care să avem o cantitate mai redusă de carbohidrați complexi, adică vorbim de orez, de cartofi, de paste. Astea să le lăsăm pentru prânz, dacă vrem să le consumăm. Și să mergem mai mult pe legume. Pe legume și pe carne. Sau alte surse de proteină. Asta absolut oricum, ok. Din ce îmi fac o idee din ceea ce spui tu, este că aproape că ar trebui să avem cam un singur fel la fiecare masă. Cumva, apropo de acea farfurie, bine că pot fi pe farfurii diferite, nu contează, da. Dar ca idee ajungi cumva la un singur fel de mâncare, dacă e să-l cuantifici. Păi, noi avem această prejudecată că trebuie să avem 3-4 feluri de mâncare, supă, un fel principal, un desert, mai avem eventual și un aperitiv și deja se... Așa e, deja ajungem la meniu de nuntă cu treaba asta. Nimeni nu zice la masa de prânz să ai o supă, pentru că supele, ciorbele sunt alimente, sunt preparate hrănitoare. Dar dacă mănânci o ciorbă consistentă și apoi un fel 2 foarte bogat și mai mănânci un desert, deja depășești poate jumătate, 3/4 necesarul zilnic și atunci n-ai cum să nu te îngrași. Poți să ai 3 feluri, dar să fie sumare, adică să fie un bol mic, o porție. Și iarăși, totul trebuie raportat la dimensiuni și la necesarul zilnic. Dacă ești o persoană cu activitate fizică consistentă, trebuie să mănânci mult. Dacă nu, nu ai nevoie să mănânci așa mult. Tot în ecuația slăbirii, cât contează mișcarea în a slăbi versus partea de nutriție? Contează, dar nu atât de mult. Adică, deși eu sunt fanul activității fizice și recomand oricui, când vine vorba de scădere în greutate,
trebuie să conștientizăm faptul că alimentația primează. Adică sportul își aduce un aport oarecare, dar nu poți, adică consumi într-o oră de activitate fizică, mai ales dacă nu ești antrenat, undeva la 3, 4, 500 de calorii. Dacă faci sport de 3 ori pe săptămână, deci ora, să zicem că ai consumat 500 de calorii, înseamnă 1500 pe săptămână împărțit la 7, deja ai 200 și un pic de calorii pe zi, deficit adus din sport. Ei, 200 de calorii... Și o oră înseamnă totuși mult. Da. Deci 200 de calorii pe zi înseamnă un măr, deci nimic. Nu e, ți-l poți imediat acoperi din alimentație. Până nu reduci din alimentație, nu reușești să scazi în greutate. Sau trebuie să faci foarte mult sport, ceea ce mulți oameni nu sunt dispuși să facă. Pe de altă parte, activitatea fizică are o mulțime de beneficii și ar fi bine să existe, că vrei să slăbești sau ori în orice alt moment, e bine să faci activitate fizică pentru sănătatea inimii, pentru sănătatea oaselor, pentru sănătatea psihică, deci pentru orice motiv. Nu neapărat că vrei să slăbești, trebuie să ai activitate fizică ca metodă de prevenție și ca metodă de îmbunătățire a performanțelor fizice. Ce găsesc oamenii în cartea ta? Găsesc și unde o găsesc fizic? Cred că aproape în orice librărie și în rețelele de distribuție a presei. Am văzut că se poate comanda și online pe ecuațiaslăbirii.ro sau pe multe site-uri, pe librării online. Cartea este un ghid, așa cum am și spus, ghid de nutriție și antrenament pentru o viață de calitate, adresându-se practic oricui. N-am vrut să scriu o carte nici pentru specialiști, nici pentru o anumită populație, ci ceva pentru... E o carte accesibilă, publicului da, larg, să accesibilă, destul de consistentă, adică ai ce citi, fiind destul de grosuț, are vreo 300 de pagini. Am o secțiune de început, partea de nutriție e mai mult de jumătate din carte, trecând prin principii generale, prin alimente, prin principii de gastrotehnie și o mulțime de informații utile. De exemplu, cum să te descurci la mesele la restaurant sau la de sărbători sau când ești plecat în călătorie. Deci, trucuri să le spunem, dar de fapt sunt atitudini utile pe care oamenii trebuie să le știe și să le aplice mai ales. Apoi este secțiunea, bineînțeles, dedicată scăderii în greutate, în care iar pornesc cu principiile de bază, combat anumite diete populare și tot felul de mituri care circulă în zona asta. Mai am două mici secțiuni, una legată de piele, așa cum am discutat, și una legată de impactul pe care alimentația și scăderea în greutate are asupra psihicului. Și la final vine acest capitol despre mișcare, în care, evident, pledez pentru mișcare și analizez un pic care ar fi cele mai importante moduri de a face mișcare și sport ca să servească și îmbunătățirii stării de sănătate, dar și scăderii în greutate. Pentru că demitizezi o serie de mituri. Există și mituri în care crezi, pe care le valorizezi? Adică în lumea asta a miturilor există și unele care, din punctul tău de vedere, au valoare? Păi nu, pentru că dacă e mit, e clar că e ceva ce nu există, adică nu ar trebui să ne încredem, e ca, nu știu, pasărea Phoenix, e un mit. Așa sunt toate, noi vorbim aici de informații și de atitudini bazate pe dovezi, medicină bazată pe dovezi, dovezi științifice provenind din studii, nu din folclor, nu din păreri, nu X și Y care își dau cu părerea pe internet sau mai știu eu unde. Trebuie să avem în spate niște dovezi științifice pe care să le punem în practică, pentru că așa funcționează lucrurile, nu cu păreri și cu folclor. Cât de mult contează voința în a slăbi? Voința e importantă, ca în orice alt domeniu. Mai curând... Pentru că mulți oameni cumva spun, aș slăbi, dar nu pot. Sau, nu știu. Da, evident. Dacă ai... Dacă nu vine din interior această dorință de a schimba ceva, adică să fie o motivație intrinsecă, o motivație ce ține de sufletul tău, nu ceva ce îți transmite, îți spune cineva, spune medicul că trebuie să slăbești sau X că ești prea gras, și dacă nu vine din interior, nu poți să faci nicio schimbare. Dar și voința asta e un aspect discutabil, că
poți să o ai și să te lasă la un moment dat, adică să dai de greu și important este să pe drumul ăsta atunci să te ajute cineva. Atunci când dăm de greu, revenim la vechile obiceiuri, nu? Până la urmă tu ajuți pacienții, persoane care vin la tine, să-și formeze noi obiceiuri alimentare, propriu-zis. Absolut. Și mulți vin așa foarte mirați, dar și fericiți în același timp și îmi spun, da, este ușor, dar nu mă așteptam să fie așa ușor. Cum de... eu credeam că o să mă chinui, credeam că o să fie foame. Nu trebuie să fie așa. Deci ideea este să fie ușor, să poți să-ți atingi obiectivele într-un mod... facil până la urmă. Ok, e nevoie de un efort organizatoric, e nevoie de a-ți pune la punct anumite aspecte ale vieții, dar în niciun caz să te înfometezi sau să începi să calculezi în neștire calorii, să excluzi nu știu ce grupe alimentare, să nu mai mănânci nu știu ce și nu știu ce. Există și metode la îndemână prin care poți scădea în greutate și nu doar eu, ci în general toți cei care practică nutriție și medicină bazată pe dovezi științifice, își pot ajuta pacienții sau clienții să reușească într-un mod armonios și care are șanse să se și mențină pe termen lung. Îți mulțumesc foarte mult, Șerban. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Cu mare plăcere. Suflet. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. A fost domnul dr. Șerban Damian de la Centrul Superfit. Vă recomand cartea lui, Ecuația Stăpirii. Cu aceasta vă urez o seară liniștită în continuare. Rămâneți alături de programele Canal 33. Această emisiune v-a fost oferită de Aqua Carpatica.